Bine v-am regăsit alături de cea mai nouă generație de laptopuri cu Intel seria 14. Am alături un laptop nou-nouț de gaming pe numele său Acer Nitro 16, care vine echipat cu cel mai recent procesor Intel Core, respectiv i7-14700HX. Noul Acer Nitro 16 se remarcă ca fiind un laptop de ultimă generație destinat pasionaților de jocuri. După cum cred că deja știți și voi, în fiecare an Acer aduce îmbunătățiri modelelor sale, fie prin actualizări de componente, fie prin optimizarea sistemului de răcire sau alte tehnologii. Astăzi am avut privilegiul să examinăm cel mai recent model, care pe lângă cel mai nou procesor Intel are și o memorie de 32 de GB de RAM DDR5 la 5600 de MB transfer pe secundă și o placă grafică Nvidia GeForce RTX 4050. Cu siguranță este un laptop de gaming capabil și accesibil la preț. Rămâneți alături de mine pentru a vedea cum se descurcă și în câteva teste. Când discutăm despre design, Acer Nitro 16 arată foarte subtil la laptop de gaming, acesta având o suprafață netedă cu o culoare uniformă și doar un element discret care ne indică faptul că jocurile sunt principala activitate la care va fi folosit. Singurul lucru care îl poate da de gol se află în zona de aerisire, și anume cele două protecții gri. Capacul din metal nu mai are aceeași grafică precum modelul din 2023, acesta fiind acum mai sobru și curat, doar cu logo-ul Nitro aplicat pe partea superioară. Iluminarea tastaturii este de tip RGB și este una full, care include și numpad. Interiorul laptopului este din plastic de bună calitate și oferă o senzație premium la atingere. Modelul prezent dispune de un panou IPS de 16 inch cu o rată de refresh la 165 Hz. Acesta oferă o rezoluție WQHDA de 2560x1600 de pixel și este compatibil cu Nvidia G-Sync. În plus, cu tehnologia Advanced Optimus, sesiunile de gaming sunt mai fluide, neîntrerupte și fără egal. Tastatura este ergonomică și silențioasă și beneficiază de retroiluminare RGB în 4 zone. Laptopul este echipat și cu tastatură de tip numpad. Acest laptop vine de asemenea cu un buton dedicat pentru NitroSense. De aici putem accesa statistici despre turațiile ventilatoarelor, temperaturi, putem selecta profilele de performanță și multe altele. Nitro 16 este echipat cu un procesor performant Intel Core i7-14700HX, care oferă și grafică integrată Intel UHD. Acesta dispune de 20 de nuclee și 28 de fire de execuție, iar laptopul poate comuta automat între placa integrată și cea dedicată, astfel puteți obține o autonomie mai mare a bateriei. Procesorul are un TDP de 55W, dar poate urca în turbo până la 157W. În ceea ce privește performanțele grafice, descoperim la interior o placă grafică Nvidia din seria GeForce RTX 4050, care se descurcă excelent în orice joc. Plăcile grafice Nvidia GeForce RTX din seria 40 pentru laptopul sunt extrem de rapide și alimentate de arhitectura ultra-eficientă Nvidia Ada Lovelace, care oferă o creștere substanțială atât în ceea ce privește performanța, cât și grafica bazată pe inteligență artificială. Nu trebuie să uităm că în jocurile compatibile putem activa în funcția DLSS cu frame generation și de asemenea avem suport pentru ray tracing. Advanced Optimus de la Nvidia permite laptopului să comute dinamic între grafica integrată și grafica dedicată, fără necesitare pornirea sistemului, contribuind astfel la o durată mai lungă a bateriei. Am testat laptopul în câteva jocuri populare, toate configurate cu DLSS activat, iar rezultatele sunt afișate pe ecran. Pentru stocare, noul Nitro 16 vine echipat cu două SSD-uri NVMe de 1TB puse în RAID 0. În partea stângă veți găsi un port LAN de 2,5 GB pe secundă, un port USB Type-A 3.2 Gen 2, un slot pentru carduri microSD și un jack audio combo. În partea din spate există o mufă de alimentare, un conector HDMI 2.1 și două porturi Thunderbolt 4 cu DisplayPort și încărcare la maxim 65W. În partea dreaptă se află două porturi USB Type-A 3.2 Gen 1. În încheiere trebuie să spun că Acer Nitro 16 este un laptop de gaming accesibil ca preț, dar care nu face compromisuri în ceea ce privește calitatea construcției sau performanțe. Acest laptop este suficient de puternic pentru a rula orice joc la setările cel mai înalte și datorită plăcii grafice Nvidia din seria RTX 40 beneficiați de funcții importante precum DLSS și Frame Generation. Pentru mai multe informații vă invit să accesați linkul din descriere, iar până data viitoare nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul Acer România.